Prețul materialelor de construcție a explodat. Sunt materiale a căror majorare trece și de 50%. În acest caz, prețul imobiliarelor nou construite crește galopant. Aurelia și soțul ei au început construcția casei anul trecut. Din 2020 și până în prezent, lucrurile s-au schimbat radical. Au conturat un buget, iar acum sunt puși în situația în care să pună bani în plus pentru finalizarea construcției. De vină este creșterea prețurilor la materialele de construcții. Ne propusesem să facem o casă pe pământ, fără etaj, fără mansardă, doar că zona nu permite și atunci am fost obligați să prevedem și o mansardă. Am prevăzut acest lucru, doar că, bineînțeles că și cheltuielile sunt altele, numai că atunci când noi ne-am gândit la lucrul acesta, adică pe perioada pandemiei, când stăteam închiși în casă, lucrurile stăteau altfel ca și prețuri. Am ajuns până la mansardă, urmează să punem acoperișul. Nu vă pot spune ce va urma, pentru că nu știm în funcție de preț și de evoluția lucrurilor. Probabil că vom stagna o perioadă. Da, și țigla a fost destul de scumpă. Aveam un prieten care anul trecut, pe vremea aceasta, a cumpărat cu 4,20 lei, noi am cumpărat cu 5,60 lei. Deci prețul este crescut și la țiglă, la tot, la absolut tot. Și mă gândesc că așa este și la interioare, deci nu știm ce va urma. Nu vă pot spune exact dacă terminăm sau nu anul acesta sau anul viitor. Unele materiale se scumpesc de la o zi la alta, ceea ce va face ca prețul pe metru pătrat construit să crească cu minimum 20-25%. Materialele de construcții de bază reprezintă însă doar aproximativ 30-40% din costul total de construcție al unei locuințe, la acestea adăugându-se și alte elemente. De la începutul acestei construcții vă pot spune că prețul a luat o razna. Când s-a făcut acest proiect, prețurile la firma, ales că ăsta este cel care s-a dublat aproape, era unul. Astăzi, când vorbim, prețul deja este foarte, foarte mare. La fel putem vorbi și de materia lemnoasă, care este foarte, foarte importantă pentru orice construcție, și aceasta aproape s-a dublat. Aceste creșteri de prețuri care le vedem în piață astăzi se reflectă, bineînțeles, în prețul pe metru pătrat la aceste construcții. La case, la orice face în ziua de astăzi, prețul dublat se reflectă absolut în prețul imobilului. Cât a stabilit inițial un preț cu aproximație așa și cu cât va fi mai mare? Cu cât a apreciat? Prețurile au fost stabilite la un moment dat, după care, datorită creșterii materialului de prime de construcții, au ajuns undeva la 900 de euro metru pătrat construit. Și de la cât ați plecat? 700. Deci s-a reflectat foarte, foarte mult acest preț în majorarea explozivă, aș putea spune, a materialelor prime de construcții. Probleme întâmpină nu doar persoanele fizice, ci și administrațiile locale, ale căror investiții riscă să fie oprite. Enorm de mult, noi avem multe investiții în derulare, avem școli, avem străzi, avem trotuare, lucrăm și la pista de biciclete în oraș. Tot ce înseamnă construcții în momentul acesta este afectat. Chiar ieri discutam cu o parte din colegii din primărie. Deja una dintre firmele care lucrează la școala generală numărul 4 urmează să ne trimită o hârtie, un document prin care doresc mărirea contractului, având în vedere că nu mai pot face față din punct de vedere al costurilor la cum am avut odată. O să încercăm și noi cu departamentul juridic, am stabilit pentru joi o întâlnire, să vedem dacă aceste contracte pot fi adiționate, de unde luăm banii, să le adiționăm, pentru că riscăm oamenii să se oprească din lucru și înțelegem, vin la licitații, vin cu marje mici de câștig și orice creștere, de fapt aceasta e o creștere bruscă și destul de mare a materialului de construcții, îi afectează. Ne afectează foarte mult majorarea de preț, în sensul că n-am putut să estimăm inițial atunci când am făcut oferta financiară, când s-a încheiat contractul și prin urmare trebuie să găsim căi în așa fel încât să nu ne blocăm. Pentru asta am fost în audiența la domnul primar, multă înțelegere din partea dumneavoastră și vom căuta soluții în așa fel încât să nu blocăm lucrarea ca urmarea măririi prețurilor, în general pe materiale de construcție, așa cum colegii mei, cei care se ocupă de asta, știu foarte, foarte bine. Cu cât au crescut prețurile? Dați-mi niște exemple. Păi ce să vă spun, avem fier, de exemplu, fier în general pentru armături la 2,5-2,6 lei pe kilogram și acum e în jur de 4, și crește de pe zi pe alta. Deci nimeni nu poate să garanteze că peste 3 zile va fi același preț. Prin urmare, creșterea este de 100% la fier. Alte materiale, 20-30%, 40%, peste marja de eroare pe care noi am luat-o în calcul atunci când am calculat și am făcut oferta financiară. Problema, estimează specialiștii în domeniu, este că majorările prețurilor la materialele de construcții se preconizează să continue până la finalul acestui an.